Astăzi am nimerit un timp așa de frumos și am reușit să expunem lucrările executate în tabăra de creație de la Poiana Mărului. Aceasta a fost a 28-a ediție de când organizăm cu Centrul Județean de Creație, cu alte instituții și cu Romvacu, care de și anul trecut ne-a ajutat în mod special ca să organizăm tabere de creație. Se pare că banii nu mai ajung pentru asemenea activități culturale, dar totuși găsim unele instituții, întreprinderi, care au posibilități materiale să putem organiza și asemenea manifestări. În județul Cara Severin am făcut până acum tabere de creație la Poiana Mărului, la Băile Herculane, la Moldova Nouă, la Pojejena și în alte părți. De fiecare dată am reușit să realizăm picturi, număr de peste 20, la 28 de tabere de creație. Vă puteți da seama câte tablouri am realizat. De fapt, aceste lucrări au fost distribuite, ca să spun așa, sponsorilor și mare parte din ele se află și în câteva colecții de stat chiar. Noi am făcut o donație de 47 de lucrări la Galeria Cornelu Baba din Caransebeș. Din stocul de tablouri pe care îl mai avem în Pinacoteca Fundației Artiștilor Plastici Risa, sper că o să mai donăm lucrări și la muzeul din Caransebeș și la muzeul din Reșița, Montana. Suntem bucuroși că am nimerit și un timp frumos, tocmai în perioada asta când canicula a fost așa de mare, noi în cadrul acela de silvic ne-am simțit fericiți că reușim să facem tablouri. Mie cel puțin mi se pare că în acest an reușita tablourilor aș putea spune că este deosebită. Am invitat pe lângă pictori naivi și câțiva profesioniști cu care am putut să ne mândrim, au realizat chiar tablouri cu un cadru mai naiv. Aș putea spune că și în această ediție au participat pictori din București, din București, din Constanța, de la Alexandria, din Caransebeș, Reșița și din alte părți, de fapt. Cam acestea sunt expunerile noastre și în acest cadru. Lucrările vor fi donate de asemenea Centrului de Creație, parte din ele, și Romvacu, care ne-a ajutat în mod special cu o sumă importantă ca să putem să realizăm și în această ediție.